Timpul sarcinii, viitoarele mămici trebuie să mănânce cât mai sănătos. Unul dintre suplimentele alimentare recomandate este uleiul de pește. Colegii de la revista Felicia ne spun și de ce. Bine v-am regăsit! Sarcina aduce modificări importante în corpul viitoarei mămici. Suplimentele alimentare sunt indicate în această perioadă. Dar cât de indicat este uleiul de pește, aflați chiar acum. Uleiul de pește este bogat în acizi graș omega-3, vitaminele A și D. Conform mai multor studii de specialitate, el ajută la menținerea și chiar la îmbunătățirea sănătății femei însărcinate și a fătului. Se recomandă consumul lui în orice formă, fie că este vorba de pește, fie de suplimente alimentare. Femeile însărcinate care consumă ulei de pește în primele patru luni ale sarcinii prezintă un risc mai scăzut de a naște prematur. Este motivul pentru care uleiul este recomandat femeilor care au dispoziție pentru o naștere prematură, celor care au mai născut prematur, femeilor cu sarcini multiple. În plus, uleiul de pește ajută la menținerea unui nivel al colesterolului scăzut și la normalizarea presiunii sanguine. Femeile însărcinate care consumă suplimente de ulei de pește susțin că au mai puține dureri de spate și alte dureri asociate sarcinii. Până recent s-a crezut că uleiul de pește ajută la prevenirea depresiei postnatale. Cel mai recent studiu publicat în revista Journal of the American Medical Association contrazice însă acest lucru. Potrivit cercetătorilor care au monitorizat circa 2400 de femei însărcinate din Australia și pe nou născuții lor până la vârsta de un an și jumătate, nu s-a constatat nicio diferență în privința depresiei postnatale între femeile care au consumat ulei de pește și cele care nu au consumat. Gata cu sfaturile pentru a sunt Eugenia Șerban și vă aștept și mâine dimineață la Felicia. Pe mâine!